stimați telespectatori, săptămâna trecută am avut plăcerea asta, am invitat pe două doamne de la DSP, respectiv pe doamna doctor Cornelia Drăgună, doctor în științe medicale, și pe doamna director interimar, doamna economist Iulia Mircea. Cum timpul nu ne este favorabil, multe dintre subiectele pe care am fi vrut să le discutăm atunci, n-am avut timpul disponibil pentru. Așa că mi-am permis să o invit din nou pe doamna doctor Cornelia Drăgună, care îi mulțumesc pentru prezență, pentru a continua discuția din săptămâna trecută. N-am discutat, Cornelia, deloc problema școlilor și știu că tu ești foarte doxată în ceea ce privește și școlile. Te rog frumos! Mai mult, ce mi-aș dori, că acum copiii intră în vacanță, este o perioadă mai liniștită, ce mi-aș dori pentru noul an școlar, pentru că și la noi intervin niște programe care sunt, după părerea mea, foarte importante pentru noul an școlar 2022-2023. Și ar fi reluarea monitorizării și evaluării stării de sănătate orală la copii din ciclul primar. Adică se va urmări sănătatea dinților, care e foarte importantă, deci dinții, gingiile și cavitatea bucală, să zic așa. Dacă îmi permiți, ții minte că înainte, de 89, toate școlile aveau câte un cabinet stomatologic. Da. Mi se pare că nu mai au. Nu, în oraș avem cabinete stomatologice, da. Cred că suntem printre singurii, cred că la nivel de țară, când nu am fost de acord pentru desființarea acestor cabinete și trecerea lor în sistemul privat. Deci sunt de stat aceste cabinete. Sunt de stat, sigur că da. Și mai avem în județ la Adjud un singur cabinet. Un singur școlar. Școlar. Și în Focșan toate școlile au cabinet stomatologic? Nu chiar toate, dar sunt arondate. Sunt arondate la cabinetele stomatologice existente. Și eu mă bucur foarte mult pentru aspectul, pentru rezolvarea cât de cât a acestei probleme. Am luat legătura cu coordonatorul pe linia aceasta stomatologică, e vorba despre doamna doctor Găman, am stabilit pașii pe care trebuie să-i urmeze începând cu noul an școlar și să vedem ce rezultate vom obține, pentru că toți medicii stomatologi existenți în cabinetele școlare trebuie să ne raporteze trimestrial situația stării de sănătate la acest nivel. Este foarte bună această hotărâre pe care ați luat-o, pentru că îmi aduc aminte când eram eu copil, evitam să merg la stomatolog, mergeam numai de gura maică-mii și mamai și altoia, că nu vreau să merg. Foarte mulți copii și-au pierdut dinții care sunt vitali, dar nu-ți dai seama de lucrul ăsta decât când începi să ai probleme de adevărate. La cât de important este controlul ăla periodic. Exact. Și mergi la medic imediat ce vezi o căriuță și o, pentru că nu e vorba numai de gură, e vorba și de stomac și de toate celelalte, nu? Exact, sigur că da. Păi urmărim caria dentară, starea paradontului, așa, adică e vorba și despre gingii. Sigur. Și paradontoza. Sigur. Este o boală foarte frecventă. Și la copii? Și nu numai la tineri, și la adulți, și la tineri. Și igiena bucală, să știi. Adică am mai avut un program de genul ăsta, dar mai subțirel, în ghilimele, care ne-a scos în evidență niște lucruri de care nici nu știam că pot exista. Adică din chestionarele respective am văzut că sunt copii care nu s-au spălat niciodată pe dinți, care nu aveau periuță de dinți, care nu aveau pastă de dinți.
Ora asta din mi se mediu? Pare din oraș. Deci vorbesc din oraș. Te referi la copii mici sau... Nu, copii școlari. Da. De diverse vârste, de la învățământul primar până la învățământul liceal. Ai întâlnit asemenea la învățământul liceal? Da, da, de ce te miri? Da, 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 da. Adică asta a rezultat din chestionarele pe care ei le-au completat și chestionarele erau... adică nu, fără detalii privind nume, prenume și date de identificare. Și mi-au cumpărat o periuță mică de dinți. Nu, dar asta înveți de la grădiniță. De la grădiniță, da. Sigur că da. Și știu că da. Mi-a luat și eram foarte mândră că am periuță de dinți toată ziua. Da. Sigur că da, dar părinții trebuie să o ocupe de lucrul ăsta în primul rând, să-l învețe de mici. Nu știu dacă mai trebuie să mai avem... Bază în părinți. Într-adevăr, părinții în ziua de astăzi au mari responsabilități vis-a-vis de educația propriului copil sau copiilor. Știi, circulă niște mizerii pe Facebook-ul ăsta, sigur că nu, dar mă uitam unul, ca așa îi spun, unul cu dispreț, am spus, care se crede și care este important, care are foarte mulți bani. Ce pot, că trebuie luată atitudine în ceea ce privește școala, să nu mai vine câte un copil ăsta care își adoră părinții, care se duce la biserică, care faceți din copii niște persoane independente, să nu aibă asemenea gânduri și asemenea. Ce e asta? Foarte, foarte, foarte greu de analizat comportamentele părinților. Foarte greu. Da? Foarte greu, da. Eu am zis și mențin ceea ce am spus. Cred că foarte, foarte mult ar contribui la educația copiilor, educația părinților. Da, tu spui că nu se spală pe tine, nu se spală pe mâini, se duc la toaletă. Bine, asta e un alt capitol. Asta este un alt capitol. Decât educația sexuală pe care se bate atâta, vai, educație sexuală de la grădiniță, da. Lasă un colo de educație sexuală și pune, învață copiii să spele pe mâini, să se spele, să se... Sigur că da, dar eu nu înțeleg de ce se bate atâta monedă pe această educație sexuală, pentru că ea se face de zeci de ani de zile. Și nu știu de ce leagă lipsa educației sexuale de numărul de sarcini la minore. Pentru că toți știu, toți sunt educați. Chiar noi ca adulți putem primi lecții de la tineri, indiferent ce vârstă au. Eu știu că pe vremea când eram o elevă și înainte de a fi o elevă, că știu postele eleve ale tatălui meu de la Cuza și de ce persoane deosebite, toate profesoare universitare, niște femei demne și nu li se mai plăcea, nu venea nimeni să le învețe, nu știu ce porcării să facă sau să nu facă. Eu nu zic, trăim în alte timpuri. Este foarte adevărat, este totul de la zero luat, e altceva, dar nici pe atâta bătaie și cu genul ăla și cu ce da, sunt cu totul și cu totul diferite. Eu țin minte acum câțiva ani după Revoluție, mă refer la perioada aceea, soțul meu, datorită profesiei lui medicale, a fost rugat să participe la niște lecții de astea de privind bolile cu transmitere sexuală, el fiind dermatovenerolog. Da. Și vreau să vă spun că a fost marcat, cred că vreo două săptămâni, nu-i venea să creadă că copiii sunt atât de evoluați și puneau niște întrebări, de lui era rușine să răspundă, pentru că atunci când discuți cu copiii, trebuie să ai totuși un limbaj și puțină atenție, nu poți să vorbești chiar într-un anume mod. Știi, noi am cam deviat subiectul, dar uite de la televizor, la orele de vârf, la orele 3, 4, 5, după masa, filme cu tentă sexuală. Totuși, puțină decență ar trebui să existe, da. Nu știu ce se urmărește cu asta, nu e treaba noastră, de fapt, că nu e treaba noastră. Noi nu putem decât să ne lamentăm mai mult de atât ce să facem. Absolut. Și acolo unde putem să îndrumăm pe copii, să le spunem că există lucruri superbe pe care le-a lăsat Dumnezeu și noi și care sunt ignorate. Este suficient să faci niște excursii în Vrancea
Și să vezi ce minuni ne-a lăsat așa Dumnezeu. Este. Dar nu știu să aprecieze simplitatea, să aprecieze natura, să se bucure de lucrurile simple, de o floare. Ce să discutăm? Astea sunt deja de domeniul istoriei. Ce floare? Da, frumusețea din jur, frumusețea mediului. Eu asta spuneam. Pe care trebuie să-l respectăm, că vedeți că fără el nu putem trăi. Ne-a lăsat Dumnezeu un județ de toate. Cea pitorească, cel mai frumos județ din lume. Așa este. Este superb. Am fost la Negrilej zilele trecute. Știu, nu fusesem până acolo. Da. Cunosc localitatea. Și o mănăstire excepțională și cu o icoană făcătoare de minuni și cu o liniște excepțională, cu oameni deosebiți, cu locuri minunate. Da, ia copiii și du-i acolo sâmbătă, duminica, lasă-i să joace în pădure sau eu știu, copaciște, să înveți să iubească natura. Când eram studentă, țin minte că noi vacanțele ne le petreceam pe munți cu rucsacul în spate. Am făcut Piatra Craiului aia de nu știu câte ori și îmi plăcea. Stăteam câte o lună pe munte. Ei, acum au găsit altceva. Ce? Telefonul mobil. Da, telefonul mobil. Și altele. Dar hai să ne întoarcem la școală. Până acum tot despre școală am vorbit, pentru că educația, după educația celor 7 ani de acasă, se continuă educația la școală, nu? Da. Și acum trec la al doilea subiect, care este legat de primul, pentru că de starea cavității bucale depinde și digestia, deci depind toate celelalte lucruri și aici mă refer la alimentație. Iar avem un program, România a fost selectată de către OMS, Organizația Mondială a Sănătății, referitor la studiul stării de nutriție al copilului tot de vârstă mică, adică între 6 și 10 ani și deja suntem în a patra etapă și nu stăm deloc bine. Apropo de nutriție, trăim niște vremuri foarte neplăcute din punct de vedere material. Oamenii nu au bani. Da. Sigur că se pot recomanda fel de fel de lucruri. Sigur că da, dar trebuie să adaptăm după buget. Dar există un ordin al Ministerului Sănătății încă din 2008 privind alimente nerecomandate copiilor. Care sunt alea? Cele care sunt cu multă sare, cu multe grăsimi și cu mult zahăr. Toate aceste prevederile acestui ordin trebuia deja implementat, vă dați seama că dacă este din 2008, dacă te duci într-o clasă, nici nu este nevoie să întrebi, măi copii, voi ce consumați? Pentru că te uiți la coș și vezi acolo ambalajele tuturor produselor care le consumă. Și din nefericire, toate astea intră în grupa celor nerecomandate. Aici iarăși trebuie să intervină familia. Îți povestesc ceva. Numai o secundă, te rog. Am discutat cu cadrele didactice și dumnealor m-au atenționat că există familii care în mod frecvent le cumpără aceste produse din magazine, că este mai ușor, deci vedeți ce înseamnă comoditatea, le este mai ușor să le dea acolo, să le dea acolo pachetelul cu niște aberații de astea care nu le fac copiilor decât rău, în loc să le dea măcar un măr. N-au bani, cumpără un măr. Da, sigur că da. Un fruct. Un fruct. Apropo de ce spuneai cu familia care are rolul, familia mea, mă rog, un copilaș de un an așa, la bunica care e doctoriță și nu îi se dădeau dulciuri deloc copilului, deloc. Ei, vara mea a făcut într-o zi o tavă de tavă, adică a făcut o tartă și a dat și copilului un pic de tartă cu vișine sau cu ce era. Da. Și a venit mama copilului care e farmacistă, Nora ei, a făcut un scandal monstru. I-ai dat copilului cu zahăr, noi nu-i dăm deloc, să nu vrem să... Nu este bine nici așa. Da, bine, sigur că doamna asta, doar că eu sunt doctor, am crescut doi băieți, unul ți l-am dat ție să te măriți cu el, nu e cazul să-mi faci așa o morală. Sigur, dar sunt părinți care, într-adevăr, țin foarte tare din scurt lucrurile astea. Dar nici la extreme.
nici la extreme. Nici la, aici a fost, deci aici este o extremă, este nici o extremă, la extremă. Care un an și că nu știu ce, da, am mâncat o bucățică de prăjitură, lasă-mă în pace. Da, a reduce nu înseamnă a elimina produsul respectiv, sigur, pentru că în perioada asta de creștere are nevoie și de carbohidrați, adică de glucide. Sigur că da. Nu, pe lângă proteină. Sigur că da. Am vrut să povestesc ca pe o exagerare, nici așa. Da, păi eu ce zic. Nici așa. Da, deci da. Un scandal în familie, da, doctorița supărată, cum și-a permis să-i dea sfaturi, ai la altă, vai de mine, cum de a dat... O plăcintică de deci, carte. Eu n-am înțeles de ce întotdeauna alegem extremele. Ori deloc, ori foarte mult, și da, nu alegem calea de mijloc, să avem din toate câte puțin. Știi, așa mi se pare normal. La mine, că am făcut dulceață de căpșuni. Nu ca să o mănânc, eu salam așa și eu câteva bocanele. Și când s-a răcit, am zis și eu o bobiță. Am luat foarte bună. Am zis, gata. După am zis, hai că mai iau. Hai mă mănâncă, mă știu, o dulcea, mănâncă mai cât ai chef. Doar nu mănânci zilnic. Nu mănânci. Păi tocmai, sigur că da. Ei, se mai acceptă. Era foarte bună. Sigur da, că da, da. Sigur că da. Sigur că trebuie să fim, uneori ne putem să fim ponderați. Dar asta nu înseamnă zilnic. Da, asta da. Înseamnă câteodată să mai faci o plăcere. Vezi, le spunem copiilor, dar noi nu ne putem stăpâni. Dar este omenesc. Este omenesc. Eu ce le-aș spune copiilor să renunțe, și asta o să spun în ce context, să renunțe la consumul de alcool. O, Doamne. O, aici. În acest trimestru, pentru că noi ne ocupăm și de monitorizarea intoxicațiilor, de alt fel, mă refer nu cele care sunt legate de produsele chimice, ci intoxicațiile cu băuturi alcoolice, cu monoxid de carbon, cu ciuperci, cu droguri și altele. Și este prima dată în acești ani când noi în primul trimestru al acestui an avem foarte mulți copii cu intoxicații voluntare cu alcool. Deci foarte mulți elevi, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, care, datorită tulburărilor comportamentale, deci a stării de agitație psihomotorie, au ajuns la psihiatrie. Deci cazuri cu probleme deosebite. Alcoolul este considerat un drog pentru că dă dependență. Aici familia trebuie să se implice și mai este și familia, mai este și mediul da. Și anturajul și să controleze mediul în care, dacă tu te culci ca mamă, copilul tău are 16 ani și la ora 10 pleacă de acasă, se întoarce a doua zi dimineața când este cu gașca nu știu unde și tot dorm liniștită, nu că de aici, de la consumul de alcool, rezultă și celelalte. Și droguri și altele, și agresivitatea, adică violența în școli, unde și noi, județul Vrancea, am fost vedete. Păi da, a apărut la televiziunea națională tot felul de manifestări de asta, de violență între elevii de la diverse unități de la noi din județul Vrancea. Nu știu, e un dezechilibru general, observ, nu? Da. Că fără să vrei De mulți ani, nu e o chestie nouă. Da. Fără să vrei te gândești la perioada când am făcut noi liceu, de exemplu. Faci o comparație, chiar dacă suntem generații diferite. Îmi aduc aminte, Cornelia, eu am făcut la București la liceu Enescu, da? Liceul era un trei licee de muzică în țară. Și în clasa 11-a, profesoara de chimie, doamna Rodica Duță, am intrat în clasa, aveam o oră și îmi spune, Florențiu, te rog frumos să poftești afară să spui cordeluța. Nu aveam bendița la păcat. Chiar am o emisiune în care este și ea cu două colege și i-am spus, acum suntem prietene și am zis, ții minte că mi-ai mai dat afară din clasă să pun cordeluța? Asta era și aveam 18 ani. Nici așa nu era, că așa era o exagerare. Dar să mă ierte Dumnezeu, nici să vii oricum la școală. Nu știu dacă era o exagerare. Din punctul meu de vedere, cred că te învăța ca să fii organizat. Cât de cât. Dar așa este. Da, dar așa este și în alte țări. Eu am avut o cunoștință care a făcut liceul în Anglia,
la Londra, acolo este, și unde era o disciplină ce am avut noi în perioada anterioară, era zero pe lângă disciplină, în sensul că mama ei, când s-a dus Iulia în Anglia, i s-a cerut pe o listă să aibă fusta la 5 cm deasupra genunchiului, șosete de culoare albă, pantofii de culoare neagră, tot felul, deci toată îmbrăcămintea, încălțămintea era ca un fel de standard pe care ți-o impunea. După aceea, în timpul școlii, foarte multă exigență. La ora 10 în internat se stingea lumina. Mergeai într-adevăr la foarte multe activități, dar limitat. Încălcai programul, erai sancționat. Păi am avut o elevă la Unirea care intra la 10-a pe Andreea Lungu. O pomenesc cu mare drag. Fată superbă. Foarte voluntară. Foarte voluntară. Și-a plecat în America, în clasa 10-a, cred. Și în primul semestru a venit și am rugat-o să vină să dea un interviu, să ne povestească cum e acolo. Ei, în America, la liceul la care era ea, la fel, dacă întârziai, intrai cu un profesor în clasă, stăteai o zi la camera de nu știu ce. Dacă copiai la o multe, nu mai ai voie să mai intri la niște examene, adică totul foarte serios. Da, deci disciplină, organizare, sigur că da. Un deal de diplome a venit fetița, acum lucrează, a terminat facultatea, este pe la Bruxelles, mi se pare, un copil foarte serios și foarte tenace, știi? Era un serial, dacă ții minte, Beverly Hills, în care toți elevii mergeau numai la distracții, la nod, la... Bun, în paralel s-a dat un serial, numai și numai englezesc, în care școala era școală, disciplină. Da, deci eu sunt pentru acest sistem cu disciplină. Deși noi poate nu suntem romantici acum, nu mai există chiar așa multă disciplină, până nicăieri. Nu există la noi, ceea ce există este haos. Da. Este un haos generalizat care ne-a dus în starea în care suntem. Cornelia, ce părere ai despre școlile, că așa v-am avea de discutat, nu e timp, despre școlile care încă mai au toaletele în curte? Și asta mi se pare, și mi se acum, duc copii iarna pe zăpadă. Acum, din punctul meu de vedere, deci vorbesc ca specialist, nu am nimic împotriva acestor grupuri sanitare dacă ar fi în curte, ci pe mine mă interesează dacă au apă. Păi n-au apă. Asta este povestea. Deci le accept dacă sunt în curte, dar trebuie să aibă apă funcțională, instalația funcțională, nu doar așa nefuncțională. Și că spun asta pentru că am avut și asemenea aspecte. Sunt multe școli în situația asta de a nu avea. Sunt foarte multe, pentru că dacă e să mă gândesc la, și asta îmi doresc pentru anul școlar următor, ca să avem mai multe unități pentru a fi autorizate. Pentru că la numărul de școli de anul acesta școlar, care încă nu s-a terminat, informările Inspectoratului Școlar, am avut 451 de unități de învățământ și din astea autorizate sanitar, sunt numai 235, 216 sunt neautorizate sanitar. Păi nu au racord la ce? La apă curentă. Da, nu au canalizare. Dar lăsând la o parte problemele că trecem prin anotimpul ăsta de vară cu multă secetă cu asta, dar nu au deloc. Dar în ăștia 30 de ani, chiar dacă localitatea nu avea apă, putea să-și facă un foraj în 30 de ani și să aibă sursă proprie de apă. După aceea, deci lipsă de apă curentă, lipsă de canalizare și altele și altele, cu grupurile sanitare la fel, într-o stare jalnică, abia se țineau pereții. Așa, după aceea, partea legată de instalație de canalizare sau măcar nu ai canalizare, dar măcar ai o fosă acolo vidanjabilă și ați văzut câte probleme s-au întâmplat în unele unități când copiii au căzut. Da, nu mai vorbesc. Că deci, WC-ul curte, bine, nu. WC înseamnă apă, water closet. Da, apă nu-i WC-ul, este o hazna. Da.
din păcate. Da, da. Și e jenant. Deci, este jenant că după atâția zeci de ani... Mai am urcat într-o zi în Austria, așa am luat-o, eram pe la Țelamzi sau nu știu unde, la Bardastein, nu mai știu. Și am plecat cu mașina pe un drumeac, de țară, asfaltabil. Am ajuns până la 2000 și ceva de metri, totul asfaltat, totul curat și îngrijit, școli cu apă, cu gaz metan, cu toți. Deci în alte părți se poate și la noi. Și acolo la 2000 și ceva de unde apă și aveau apă. Hm? De ce la noi nu s-a putut în 32 de ani de acum? Nu știu care este răspunsul, că această întrebare o pun și eu de fiecare dată când ajung în diverse localități ale acestui județ. Răspunsul, n-am avut bani. Ăsta e răspunsul. Nu, sau dau vina pe primarii care au fost. Mm. Că n-a făcut celălalt, las că o să facem noi, că avem proiecte, că facem, dar aceste proiecte nu mai ajung niciodată să se finalizeze. Ei, unii au finalizat. Am văzut unii și au finalizat. Uite Gologanul, de exemplu. Aia, nu compar. Uite Gologanul, da, Dumnezeu să ierte pe domnul Robu și domnul care acum, Riciu, continuă proiectele începute. Gologanul este o localitate lăsată la cheie. Așa este. Și da, nu pentru numai că omul sfințește locul. Uite, am fost de curând la Răcoasa. Ai fost la Răcoasa vreodată? La Răcoasa, sigur că am fost. Ce școală frumoasă. N-am ajuns să văd la școala fel, actuală. La fel cu toaletele, cu grupurile sanitare imediat localitatea după Panciu, cum se numește? Străoane. Și acolo. Da. Sunt mulți la Vârteșcoiu, în multe la Urechești. Da, este. La Urechești. Da, dar vedeți, mai o sunt. O splendidă s-a făcut și abia aștept să mă duc să o văd, dar mi-au spus, la Sihlea. Nu știu, acolo? Nu. Școala de la Sihlea este încă în lucrări. Am înțeles că e gata. Eu nu știu, n-au fost anunțați. N-ai fost anunțați? Nu. Anul ăsta, de exemplu, am stat foarte prost cu solicitările de autorizare, școala, da? În ce sens? Păi, dar n-am avut decât două solicitări de autorizație sanitară. Atât? Și astea au fost, într-o singură localitate, la Haret, Mărășești, unde am avut o școală și o grădiniță. Atât, deci tot anul. La Haret s-a autorizat școala, da? Da, școală și grădiniță. Și grădiniță. Deci tot anul asta am avut. Păi de ce? Păi întrebare. Întrebare. Da, de ce? Da, de ce? Vorbesc. Nu mai vreau să spun mai multe, îmi pare foarte... Mă gândeam la școlile. La Chitionești o școală foarte... Ai fost acolo? La școala de la Chitionești? Noi ne ducem când ne solicită. Sigur că da. La mobilință. Când ne solicită pentru autorizare. O școală superbă, iarăși. Da. Sunt multe care sunt... Da, sunt multe, dar eu vorbesc de cele care sunt nefuncționale, neautorizate sanitar. La Vidra? Ai fost la Vidra? Sigur că da. Super, sigur că da. Și grădinița. Și grădinița, și ambele școli. Din nefericire, s-au desființat niște unități. S-au desființat? Da. Grădinița nouă de la Vidra. Da, păi tocmai acolo am fost și am autorizat-o. Da, da. Sigur că da, păi... Sigur că da. Unde este, este. Unde nu este, nu poți să le... autorizezi decât... Dacă este corect, sigur că da. Și așa este. Nu ne furăm căciula. În particular de o doamnă care era disperată, că vai, vine totul și atât bună și nu o să-i placă. Fac, stai, mâniță, că o să-i placă dacă e de plăcut. Și după ce ai venit, a zis, vai, ce femeie deosebită și ce... Păi da, mă, adică... Și mai este un lucru pe care vreau să-l știe lumea. Tu niciodată n-ai fost omul care, vai, mă duc ca să dau amenzi. Au, nu. În primul rând că sunt împotriva amenzilor. Asta se știe. Da. Ceea ce mă interesează pe mine, în primul rând, este responsabilizarea și conștientizarea celor care conduc acea unitate vis-a-vis de responsabilitatea pe care o are fiecare în a asigura condițiile optime pentru a nu se îmbolnăvi, pentru că e mediu de viață, mediu de muncă. Credeți că dacă se îmbolnăvesc copiii și mai ales că este vorba despre bolile acestea transmisibile, nu se îmbolnăvesc și cadrele didactice? Deci, în primul rând, te afectează pe toți. Și atunci trebuie să conștientizezi că ai o mare responsabilitate, ai o mare obligație de a nu face altceva decât să aplici legislația, să o respecti.
Mai avem puțin din emisiune, este ce repede timpul, dar mai vedem, o să mai facem emisiune în vara asta, că avem timp. Am multe probleme cu apa, cu instalațiile de apă în județ. Nu știu dacă ai văzut la știri că acum ne amenință cu holera, până acum ne-a dat, ne-a dat ce a fost acum, COVID în toate formele, după aia cu maimuța și acum cu holera, o să fie și ciuma și... Mai știu eu ce ferească Dumnezeu, că s-a terminat emisiunea, îmi pare rău de mult. Ce zici de holera asta? O să fie, nu este nicio problemă cu holera, pentru că am mai avut înainte de 90, am avut în Delta Dunării, nu e nicio problemă. Problema este atenționarea populației să folosească numai apă din surse sigure și astea sunt cele autorizate, să se spele pe mâini, să spele legumele, fructele, așa, și să nu facă baie în bălți, în lacuri de-astea care nu este inscripționat acolo că este autorizat sanitar sau monitorizat. Există tratament pentru holeră? Sigur că da, sigur că da, sigur că da. Nu se mai moare, pentru că simptomatologia înseamnă diaree apoasă și ca urmare a diareei ce rezultă? Deshidratare. Sigur că da. Și atunci care sunt metodele? Rehidratare și există și tratamente medicamentoase. Sigur că da. Mulțumesc pentru prezență. Da, cu drag. În vara asta avem mai mult timp. Cu drag, avem multe de vorbit. La revedere, stimați spectatori. La revedere.